De multe ori mă gândesc că generația noastră este una lipsită de valori. Dar nu este așa. Din contra, avem valori peste tot în jurul nostru. Problema este că mass media alege de multe ori să promoveze drept valori oameni sau personaje care vin din zona de glamour, de superficial, care vin din zona de senzațional, dacă îmi permiteți, și prea puțin să promoveze oameni care chiar au ceva de spus. Așa că vă invit astăzi, în premieră, alături de mine, în acest nou format, în Culise cu Rusanda, la Canal 33, unde vom promova împreună valori, unde vom aduce în față modele demne de urmat, exemple de bune practici, proiecte și ideile inovatoare care modelează societatea și o fac mai frumoasă. Ne simțim așa libere și bine. Intime. Și intime, exact. Adică prietena prietenei. Da. Țin minte, la un moment dat m-am întâlnit cu o prietenă, da, Claudiei, care urma să cumpere de la mine ceva și mă întreabă, asta se întâmpla, cred că la câteva săptămâni după ce am dat drumul la acest grup și mă întreba, măi, da, care este viziunea voastră? Ce v-ați propus până la sfârșitul anului? Și zic eu, mă, dacă ajungem la 5.000 de persoane până la sfârșitul anului, noi suntem mulțumite. Și ia că 5.000 cred că au fost bine, în... mulțumite. Noi ne bucuram că lumea ne apreciază ideea. Și că se regăsește în ea. Și că se regăsește în ea, știi? Și acum sunteți la aproape 23.000? Da. Da? Aproape 24. Știți cifra exactă? Sunt curioasă. Da, 20, scrie pe 23.200, ceva de genul acesta. Wow, ok. Ieri erau, sau ultima dată când m-am uitat eu la altă, erau 22.000 și ceva. Da. Deci între timp a trecut de 23.000. Da. Este foarte greu să intri în acest grup? Sunt sigură că sunt multe femei care se întreabă cum intri în acest grup, pentru că este un grup închis, atenție, de 23.000 de femei care postează, vând și cumpără haine, pantofi, bijuterii. Am spus-o și în cadrul grupului, am început, da, să devenim din ce în ce mai, nu știu, exclusiviști, sună un pic pompos, așa, da. Okay. Dar tot din respect și tot pentru a menține calitatea grupului cât mai clară și cât mai bună, am început să mergem mai mult pe recomandările persoanelor din interior. Adică, fetele care sunt deja în interiorul grupului ajung să ne scrie în privat și să ne spună, uite, aș vrea să invit. Exact. E nevoie de mai multe recomandări sau e suficient? Nu, e suficient o recomandare. Nu e ca la masoni, nu? Nu.